Mai multe facilități pentru agricultorii care vor să-și cumpere tehnică agricolă. Guvernul urmează să aprobe un proiect care prevede obținerea unui credit preferențial din partea Japoniei în valoare de 18,6 milioane de dolari. Proiectul este unul național, iar beneficiarii pot fi toți agricultorii care intenționează să cumpere tehnică modernă pentru lucrările de câmp, dar și în fabrici și depozite. Prin furnizarea tehnicii agricole și a echipamentului post-recoltare, proiectul urmărește creșterea productivității întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol, dar și crearea de noi locuri de muncă.